Piloții militari și de acrobație sportivă au făcut ultimele repetiții pentru spectacolul Black Sea Show, pe care îl vor arăta publicului astăzi. Turiștii și localnicii sunt invitați în baza militară de la Mihail Cogălnicianu la un spectacol aviatic de excepție oferit de piloți civili și militari români și parteneri din NATO cu avioane și elicoptere civile și militare. Preț de 5 ore vor fi martorii celui mai grandios meeting aviatic organizat vreodată la malul mării. Aeroclubul României va participa la spectacolul aviatic cu 16 aparate de zbor și 10 de oameni. Spectatorii vor vedea o formație de 6 avioane de antrenament zburând cu 350 de kilometri pe oră, dar și lansări de parașutiști. Punctul de atracție îl reprezintă Șoimii României, formația de 3 avioane de acrobație. Vă voi avea atât o evoluție solo, cât și un zbor cu formația și am pregătit foarte multe figuri noi. Foarte multă acrobație, voi desena și o inimă pe cer, voi face cât mai multe răsuciri. Vom avea o formație de 3 avioane ultraușoare cu fum, care zboară la 2 metri una de cealaltă, de obicei. Totodată vom avea formația acrobată, este probabil cel mai complex exercițiu care poate fi făcut, pentru că zboară la fel la 2 metri, dar se rotesc în toate planurile. Vom avea formații de 4 și formații de 5. Nu doar piloții sportivi vor face show, ci și aviația militară prezentă la Mihail Cogălnicianu. Avioanele de luptă vor face tonouri și zbor răsturnat la joasă înălțime. Toate aparatele de zbor NATO prezente în România vor zbura pe cerul litoralului. Elicopterul are 330 Puma în toate variantele lui, pe care le au forțele aeriene române. Avionul C-27J Spartan, avionul F-16, Eurofighterul, veți vedea elicopterele. Piloții au ani de zile de instrucție și sute de ore de zbor în fiecare lună. Pentru avioanele basic de școală, licența o poți obține în aproximativ un an de zile. A zbura acrobație de performanță și formație 5-6 ani ca să poți face ce veți vedea. Spectacolul aviatic Black Sea Air Show va începe la ora 11 și va dura 5 ore. Vor fi trupe speciale care se vor parașuta și avioane expuse la sol și multe activități distractive pentru copii. Transportul spre aeroport va fi organizat în curse regulate. Gazdele Black Sea Air Show speră să atragă măcar 17.000 de privitori, așa cum s-a întâmplat la ultima ediție din anul 2019.